toate aceste lucruri, la ora actuală, ni se servesc în acest război. Sunt telenovele. Mai este, stai puțin, că facem o trecere nu bruscă, dar e exact legat. Nu, am făcut asta ca să înțelegeți că ni se servește în momentul de față, în, cum îi spuneți asta, telenovela asta, așa, lucrurile devin periculoase, maestru. Pentru că acum două zile au început să vorbească despre atacuri cu bombe chimice în acest război, atacuri din partea rușilor. Când auzi atac cu bombe chimice, noi am văzut ce i s-a întâmplat lui Saddam Hussein, da? Care era deținător și folosise bombe chimice împotriva propriului popor. Deci, sau mă rog, asta era, asta ni s-a spus, că după aia s-a dovedit că nu existau, trecuse deja, Saddam era mort, asta era situația. Adică, dumneavoastră ați avertizat că se construiește ușor, ușor, în fiecare zi, cât un pic, cât un pic, cât un zvon, cât o imagine, cât o groapă comună, cât așa, să pun bazele momentului în care ni se va spune, nu se mai poate, trebuie să declanșăm războiul împotriva Rusiei. Suntem într-o astfel de variantă? Deci NATO a făcut un anunț mai de mult că în caz de atac chimic, nu știu, își regândește și intre și NATO în război. Dacă ați observat, deci hai să vedem cât de ușor se poate construi ideea de atac chimic. Da. Noi avem Mariupol, ei au cucerit și portul rus și a mai rămas un combinat acolo. Acolo este batalionul Azov, da? Acum descoperim cu toți, apropo de manipulare, că chiar e fascist, dar rău. Fascist. Dar acum, hai să vă dau un exemplu. Și ei au scris pe Facebook, unde sunt ei acolo, că nu m-au muniție, că doi dintre ei, eu nu știu ce au simțit în gât, că a fost atacat. În România, vă dau un exemplu, este un general NATO, Mândurescu, și cred că a scris și armul ăsta, din ăștia care au misiuni, care a apărut la Antena 3 și ne povestea că acolo s-a folosit arma chimică. Deci, vedeți, e probabil că la următoarea asta se va face o gară unde a fost un atac chimic și atunci, după părerea mea, NATO va intra în război. Doamne. Cauza, domnul, o să vă dau un exemplu la ora actuală, Macron a anunțat că el nu se duce la Kiev ca să se supună modei, da? Uh-huh. Asta arată un bărbat politic. Din nenorocire pentru Europa, el e singurul. Germania a fost făcută pulbere de acest Dan Barna al Germaniei, Karin Scholz, care n-are pic de talent politic. Pic. Nu știu cum a... Gândiți-vă că ar fi fost Merkel. Gândiți-vă că împreună cu, dacă n-ar fi avut alegeri, împreună cu Macron, ar fi apărat Europa, pentru că avem de-a face principala victimă Europa. În rest, mai cine, domnule? Să-ți dea Zelenski ție ca președinte al Germaniei, nu lui Scholz, un șut în fund să spună nu te primești la Kiev, n-ai ce să cauți aici, și tu președintele Germaniei. Nu are el un rol foarte mare în statul german, dar e totuși președintele Germaniei să zici, da, cred că Zelenski are dreptate să nu mă primească, că am greșit când a venit vorba de niște chestii cu gazul în urmă cu ceva vreme. Bă, ești președintele Germaniei, mă, nu ești un fiteșcine, mă, nu ești Gheorghe de la colțul străzii, da? Deci, Zelenski a ajuns și la momentul la care se comportă ca profesorul, dă note, dă bună purtare, ăla merită să fie. Președintele Confederației Planetare, exact, sau Confederației. Da. Păi nu, deci, eu ce am vrut să spun asta în legătură, comparându-l cu Macron, faptul că am nimerit într-un gol de personalități, gen Scholz, președintele al Germaniei, depind foarte mult, sunt foarte atenți la presă, atenție la presă, pentru că realitatea este alta, și atunci ei vor intra într-un război mondial fără să-și dea seama. Așa a fost în primul război mondial, îl știu pe de rost, deci nimeni nu credea după atentatul de la Sarajevo că se va ajunge la război și tocmai că s-a ajuns. Pentru că în fruntea Europei atunci erau tot felul de tâmpiți. Nicolae al II-lea, pe care acum văd că toată lumea îl bocește, care era un țar de doi lei, domina Rasputin acolo. Wilhelm al Germaniei era un neamț, da, era un fel de Scholz, da?
La Austro-Ungaria murise cel care fusese asasinat, se aștepta să fie mai luminat la creier și s-a declanșat un război. Nenorocirea este că noi avem de-a face în Europa, poate cu excepția lui Orban, Victor Orban și poate sigur a lui Macron, cu lideri din aceștia care sunt ca semințele prăjite. Da, niște mămăligi, niște de ăștia. Care să știți că, domnul Turcescu, ei sunt manipulați de presă, nu de sondaje, pentru că e foarte interesant. În Franța nu a contat deloc războiul din Ucraina, a contat foarte mult în aceste alegeri situația economică. Macron nu a triumfat, deși cred că va învinge, pentru că el s-a preocupat foarte mult de diplomație. Marine Le Pen a făcut mult teren și a discutat foarte mult și Mélenchon la fel. Deci ați văzut, rezultatul alegerilor din Ungaria trebuia să ne liniștească pe toți acești mâncători de semințe. Pentru că arată că până la urmă cea mai mare problemă care se conturează acum este situația economică tot mai gravă. Să știți că emoția colectivă este construită, pentru că cei cărora li se adresează sunt antiruși prin definiție.